Ei, salutare tuturor, aici e Zeg și vă voi prezenta acum un ghidaj de arc cu rulment de la Specna Arms. Îl găsiți pe site cu codul 9412. Ok? El ne ajută puțin să scăpăm de tensiunea arcului, care normal are tendința de a se suci, și la fiecare tragere, când pistonul din gearbox merge în spate și compresează arcul, arcul are o tendință de a se învârti. Cu acest ghidaj vom scăpa de acel stres, deci tot gearboxul va fi puțin mai relaxat, să zicem, nu va fi atâta stres, mai ales pe piston, deoarece arcul, când vine pe el, după cum se vede aici, el se va putea învârti. În plus, câștigăm foarte puțină putere în plus, pentru că avem aici o distanțiere mai mare față de capătul gearboxului, deci el ne va ține arcul puțin mai compresat. Revenim de la montaj. Ok, vom monta ghidajul, după cum v-am spus, foarte simplu. Aici, după cum se vede, avem găurica unde prinde șurubul de la buffer. Băgăm o șurubelniță în cruce, să nu cumva să distrugem filetul, după care învârtim puțin, împingem și învârtim puțin și trebuie să ne iasă ghidajul vechi, da? Ok, cu aceeași mișcare montăm ghidajul nou. Îl băgăm, după care ne uităm puțin să învârtim până aripioarele respective vor fi la locul lor. După cum se vede, a intrat perfect. Asta este montajul ghidajului de arc cu rulment.